ce m-au ales pe mine președintele de onoare. Și am ajuns la concluzia că, pentru că sunt visător. Eu visez ca și orice om, vorbind de la date concrete. Deci, știu, dacă visez o apă mare, probabil că ziua a văzut, ai trecut peste zonă. Și eu visez vorbind de la lucruri concrete. Era o conferință de presă, domnul Epstein, conferință de cărțar, cu caravana, cu cărțile din oraș și în oraș, ne-a spus că standurile se întind de 500 de metri pătrați. Și m-am gândit, dar pe cât metri pătrați se întind cărțile? Dacă... Și atunci, imediat, m-a venit în minte visul meu despre Cluj. Înainte de problema domnului era conceptul fațadizare. Adică, doamna ce văruia o plănire, zice, se dădea cu mici condițe și inima paraturea de fațadizare. Pentru că roi și subisori, fațadizarea se ducea dracu. Și m-am gândit că Câmpul de Carte este un prilej ca să fațadizăm Clujul cu cărți. Eu sunt convins că cărțile prezente pe standurile editurilor ar ajunge să fațadizăm tot centrul Clujului, unul carte, lângă carte, pe suprafața plăbirii. Asta este una. Apoi, m-am spus că cartea este, până la urmă, o oglindă a Clujului. Toți care aici fac dimineața duș sau fac baie. Și se nasc arduri de baie care aburesc oblică. Și atunci când ieși din baie, vezi la oglindă și o ștergi și încet, încet îți apare timpul tău. Și poate te uiți și în ochii tăi să vezi că dacă poți ieși fără rușine în oraș. Și m-am gândit că cartea, pentru că la urmă, este o oglindă a muică. Dacă cine luăm o carte bună și o lectură, le moșterge, ca și cu degetele, cu ochii, cu privirea, încet, încet, din rândul ne apare timpul. Timpul nostru iese din aburi, aburi treburilor din zilnice, a grijilor și încet, încet, timpul nostru se clarifică și devine tot mai bun. Vă doresc tuturor de aici să ștergeți cât mai multe oglinzi de pe cei 500 de metri pătrați, să le duceți acasă, să vă blocați cu cărțile pe pat, să faceți ce vreți cu ele, să le citiți, pentru că sunt convins că timpul care se va arăta de rândul cărții va fi mult mai bună și mult mai frumos. Vă mulțumesc!